De la an la an, concursul de titularizare devine o misiune imposibilă pentru cei care vor să ajungă la catedră. Cei peste 530 de candidați înscriși pentru cele 42 de posturi titularizabile și 585 netitularizabile au trecut de probele practice. Cei mai mulți au fost la învățători, 93 de candidați și educatori, 108. Acestea fiind și disciplinele unde sunt cei mai mulți înscriși și care anul acesta luptă pentru câte un singur post titularizabil. Cei care au crezut că pot trece foarte ușor de această probă s-au înșelat. Au fost și candidați care s-au împiedicat la proba practică. Un candidat pentru o catedră de informatică a picat proba, nereușind să treacă de partea de programare stabilită în evaluare. 489 de candidați au susținut inspecții la clasă la 32 de discipline, cei mai mulți fiind la disciplina învățător 93 și educatoare 108. Au fost implicați în aceste evaluări 133 de metodiști ai inspectoratului școlar, evaluarea realizându-se în 17 unități de învățământ. Probele practice s-au susținut la 13 discipline, au fost evaluați 48 de candidați și implicați 22 de evaluatori în 6 unități de învățământ. Cei care au rămas în concurs vor avea proba de foc cea scrisă pe 17 iulie și va fi organizată în două centre. La Colegiul Național Ion Minulescu vor susține examenul de titularizare 314 candidați la 26 discipline, iar la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu 225 de candidați vor da examen la 16 discipline. Titularizarea anul acesta se va susține la 42 de discipline. Cei mai mulți candidați înscriși la o disciplină sunt 108 educatori, 93 pentru învățător, 56 limba și literatura română, 55 educație fizică și sport. Prezența se va realiza în intervalul orar 8-9 pe baza buletinului cărții de identitate sau pașaportului. În mod excepțional se poate verifica identitatea și pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător. Nu au voie să introducă în săli mijloace de comunicare la distanță, surse de informare. Sălile sunt monitorizate ca la orice examen audio și video. Repartiția pe săli se va afișa în data de 15 iulie. Reprezentanții inspectoratului școlar au subliniat faptul că la catedră nu vor mai fi acceptați candidații care obțin note sub 5, în aceeași situație fiind și cei care vor fi prinși copiind. Primele rezultate vor fi afișate pe 23 iulie, iar contestațiile vor fi depuse în aceeași zi până la ora 21, iar pe 24 iulie până la ora 15. Urmând ca pe 1 august să fie programată ședința publică pentru distribuirea posturilor vacante.